Вона ся ростила, це річ. Христос Амвіат Інкладата. Мабухур Сивовидаїч, Тіче, Сент Інтровізіта Ділокру, Італія. Осінгу разів Адура Візіта Мині. Ші Сентєм Аїч, Примурент Пентруа Комуніка Купарта Італіана, Інажуну Прилорі Прешиденції Декатра Італія. Консилиу Уніонии Европейни, care după cum cunoașteți, începe în vara acestui an. Ambasada revine un rol foarte important, în primul rând de a identifica aceste oportunități de susținere de către Italia, pe parcursul nostru european. Și în al doilea rând, cel mai important, este iarăși o sarcină pe care poate să facă foarte bine ambasada doar cu susținerea dumneavoastră. Deci ca noi cu toții, noi moldoveni, noi comunitatea de moldoveni în Italia, să promovăm acest deziderat de integrare europeană a țării noastre și să aducem toată asistența și sprijinul partenerilor italieni acasă. Dumneavoastră, bineînțeles, puteți defini aceste domenii cel mai bine. Dumneavoastră îi știți, îi înțelegeți foarte bine pe italieni. Deci cineva, bănuiesc, activează în sfera afacerilor, alții în domeniul artelor, în domeniul jurnalistic, sănătate publică, sferă socială. Eu m-am uitat așa foarte atent pe lista domeniilor și lista comunităților pe care le reprezentați aici, că dacă înțeleg bine, dumneavoastră sunteți lideri comunităților din regiunea Roma și Roma extinsă, cum s-ar zice. Deci, înțeleg că în spatele dumneavoastră stau mulți concetățeni, conaționali de-ai noștri, pentru care dumneavoastră reprezentați leadership. Deci, sunt mai multe acorduri pe care noi le-am negociat deja și ele au intrat în vigoare. Baza juridică este destul de plină în ceea ce privește acordurile, înțelegerile, memorandumurile bilaterale. Deci, după cum cunoașteți, deci, cel mai important acord pe care urmează încă să-l negociem și insistăm și promovăm ideea foarte mult, este acordul privind la protecție socială, ceea ce pentru dumneavoastră o să fie un reper extrem de important și în viața cotidiană aici în Italia și eventual la revenirea acasă în Republica Moldova. Deci s-au făcut mai multe eforturi de promovare a rundelor, de negocieri pe marginea acestui acord. Deci tot așteptăm din partea partenerilor noștri italieni, deci când vor agrea să organizăm prima rundă. Și sperăm lucrul acesta se va întâmpla. Despre aceasta voi vorbi mâine la toate întrevederile pe care o să le am cu doamna ministra Mogherini, este deci doamna care se află în funcție, înțeleg, de o lună și jumătate, din februarie. La sfârșitul februarie. Din februarie. Ministra de Externe al Republicii Italia, Federica Mogherini, care m-a invitat. Da. Apoi mă voi întâlni cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, cu care această temă va figura în mod absolut deosebit. Și poate vom avea întrevedere cu ministrul de interne. Ne mai vorbim de președinții Comisiilor pentru Politica Externă și Integrare Europeană, ambilor camere din Parlamentul Italian. Deci asta este planul pe mâine și eu sper să reușim toate întrevederile. Mai este un acord important în relația bilaterală, care iarăși foarte relevant pentru dumneavoastră. Este acordul pe care noi l-am încheiat privind migrația forței de muncă. Deci acest acord a început deja să fie implementat. Deci noi trebuie pur și simplu să insistăm asupra implementării în tocmai absolut tuturor prevederilor acestui acord, că în prima parte a angajamentelor, deci partea italiană s-a angajat să instruiască cetățenii Republicii Moldova care doresc să plece la muncă în Italia și aceste instruiri au loc periodic, foarte dinamic, mai ales în Republica Moldova, pe diferite domenii. Iar cu angajarea absolvenților cursurilor de instruire, încă urmează să mai insistăm, deoarece foarte mulți au fost instruiți, aproape 300 și ceva de persoane, din câte eu cunosc, încă nimeni nu a fost angajat în câmpul muncii, ori aceasta a fost prevederea cea mai importantă a acordului în cauză. Și deci iarăși mâine voi vorbi și despre cea de-a doua fază de implementare a acestui acord și asta, bineînțeles, va plasa muncitorii noștri migranți într-un câmp legal,
asigurat jurii din toate punctele de vedere. Deci asta este iarăși un obiectiv foarte mare. Noi dorim să propunem părții italiene discuții deja sectoriale pe implementarea acestui acord. Deci să fie migrație în condiții legale, după instruiri, inclusiv în ceea ce privește limba italiană, a medicilor, surorilor medicale, lucrătorilor din sfera socială, serviciilor și așa mai departe. Deci nouă mi se pare că la această etapă e mai bine de divizat pe sectoare și de a focusa atenția inclusiv a părții italiene pe fiecare segment din punct de vedere mult mai concret. Deci mai sunt și alte obiective care iarăși sunt de relevanță pentru dumneavoastră și asta este recunoașterea calificărilor muncitorilor care vin din Republica Moldova să se angajeze în câmpul muncii, diplomilor și așa mai departe. Deci, acestea sunt elemente care noi deja într-o fază destul de avansată discutăm cu partenerii italieni și vreau să vă asigur că această situație nu există chiar cu toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci, datorită prezenței dumneavoastră, partea italiană este mult mai deschisă pentru abordare destul de avansată. Și apropo, doar cu Italia, în cadrul parteneriatului de mobilitate, noi implementăm mai multe proiecte și un proiect se referă la migrația circulară a moldovenilor. Numai cu Italia, deocamdată, Uniunea Europeană, sunt promovate asemenea scheme și asemenea proiecte. Iarăși, e foarte bine. Noi, de exemplu, la Ministerul de Externe, constatăm o deschidere așa, fără precedent, din partea italienilor și o atitudine, de altfel, foarte pozitivă față de tot ce înseamnă cooperare cu Republica Moldova pe filiera mare și vastă de migrație. Deci cu domnul ministru de interne, bineînțeles, vor fi discuții și la cooperarea transfrontalieră, luptă cu crima organizată, trafic de persoane. Aici deja am început să facem ceva în comun și a fost reprezentanții Ministerului de Interne din Republica Moldova la mai multe cursuri de instruire și chiar am efectuat câteva operațiuni comune cu mare succes. Și asta este viitorul. Atunci când trebuie să lupți cu un fenomen negativ, trebuie de unit eforturile. Și doar o țară de una singură niciodată nu va reuși și nu va obține succes. Când sunt echipe comune, atunci, mă rog, specialiștii, experții din același domeniu întotdeauna se vor înțelege mult mai bine decât altcineva. Și asta este abordarea noastră pe care o vom aplica în cooperarea pe viitor. Mai este un domeniu interesant cu Italia. Cred că ați auzit că Republica Moldova a trimis în premieră un contingent propriu, național, la misiunea de pacificare în Kosovo, KFOR. Asta conform mandatului Organizației Națiunilor Unite. Și contingentul nostru, 41 de persoane din partea Armatei Naționale, este încadrat foarte armonios în contingentul italian. Deci partea italiană asigură militarii moldoveni de toate cele necesare, deci plus asigură interoperabilitate. Deci ai noștri și învață foarte mult de la italieni cum să fie compatibil într-o misiune militară de securitate cu omologii, cu colegii din alte state, fie din UE, fie din NATO. În premieră noi am delegat un contingent și am colaborat foarte bine anume cu partea italiană. Și apropo, ei a fost câteva săptămâni în urmă distinși pentru performanță deosebită la diferite aplicații și împreună cu colegii italieni. Este cel mai bun batalion. Nu mă miră, deoarece așa cum dumneavoastră v-ați asimilat și v-ați integrat foarte bine în această societate, atât din punct de vedere lingvistic, social, temperamental, economic, așa și militarii noștri ajunși în premieră pe un teren nou, s-au simțit ca acasă în cadrul batalionului italian. Deci sunt foarte multe domenii comune unde există un potențial enorm, domeniul comercial-economic. Doar să menționez că în Republica Moldova activează peste 600 de companii cu capital italian, fie întreprinderile mixte, fie întreprinderile cu capital italian pur. Deci noi le deschidem posibilități pentru a-și crea afacerea în zonele economice libere,
Acolo ei creează și locurile de muncă importante. Există acorduri între camerele de comerț și industrie din Republica Moldova și din Italia. Deci se petrec diferite instruiri pentru oamenii noștri de afaceri, pentru fermierii, de către specialiști, experți italieni, care sunt foarte și foarte utile. Deci și lucrul acesta trebuie de dezvoltat mai departe foarte activ, că atunci când vin italienii și investesc în economia Republicii Moldova, țara noastră nu doar că obține locuri de muncă acasă, ca să nu mai plece moldovenii peste hotare, dar, bineînțeles, crește potențialul. Noi ne dezvoltăm, noi ne modernizăm, că cu ei vin nu doar bani, deci cu ei vin standarde înalte în afaceri, transparență în procesul decizional și un anumit aspect social, de asemenea. Că, deci totuși se vine cu o experiență acumulată de-a lungul anilor. Deci noi foarte mult încurajăm și salutăm investitorii italieni în Republica Moldova, că exemplele au fost foarte pozitive și trebuie de dezvoltat ramura asta, bineînțeles. Deci, mai sunt domenii, iarăși, nu vreau, dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, nu vreau să le menționez pe toate, dar în ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, eu sunt ministrul afacerilor externe și integrării europene. Și așa, cu mare plăcere, vreau să vă anunț că din 28 aprilie va intra în vigoare decizia Uniunii Europene privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Deși sunteți deja în Uniunea Europeană, dar decizia aceasta o să vă aducă multe, multe beneficii. Deci, în primul rând, rudele, familiile, prietenii dumneavoastră vor putea călători nestingherit. Timp de 90 de zile pot sta cu dumneavoastră în Italia. Important este să-i informați încă o dată când o să ajungă acasă sau la întreprinderile dumneavoastră, să nu stea mai mult de 90 de zile pe perioada de 6 luni. Deci asta este foarte important, să nu fie încălcat acest regim. Și acest regim liberalizat de călătorii nu permite angajarea în câmpul muncii, chiar dacă au venit și se află pe teritoriul Italiei. Pentru asta, în continuare, trebuie să facă tot ceea ce ați făcut dumneavoastră la timp. Și acest regim nu presupune posibilitatea de studii pentru tinerii noștri. Deci, iarăși, pentru ca să devii un student în Italia, trebuie să aplici la universitate. Universitatea trebuie să transmită confirmarea că ești acceptat. Aplici la ambasada italiană la Chișinău pentru viza de student, viza de studii. Deci este foarte important ca și dumneavoastră, comunităților respective pe care le reprezentați, să explicați lucrul acesta. Deoarece se va monitoriza procesul, cum vor implementa moldovenii acest regim liberalizat de vize. În cazul în care omul stă mai mult de 90 de zile, se depistează la momentul reîntoarcerii, deci persoana poate să aibă interzicere de acces în spațiul Schengen de la 3 la 5 ani, chiar dacă, mă rog, a stat nemotivat, deci nu a fost forț major, dar a fost pur și simplu, deci s-a trecut peste 90 de zile. Persoana poate fi amendată de asemenea, din păcate, până la 3.000 de euro. Și cel mai grav este că acum în Uniunea Europeană există așa numit regim de suspendare a călătoriilor fără vize și statele membre ale Uniunii Europene pot suspenda regimul liberalizat pentru o țară sau alta în cazul în care se depistează că cetățenii abuzează de acest regim și nu respectă întocmai regulile care sunt anunțate și deci informația care este promovată să fie respectată. Asta ar însemna că vor pleca concetățenii noștri în Europa în primele 3 luni de zile a regimului liberalizat și cei care nu vor reuși, Doamne ferește, bineînțeles, dar pot cădea sub incidența suspendării. Și atunci va trebui de negociat, de renegociat din nou și din nou, deci, și va fi probabil că aplicat un mecanism de monitorizare foarte strict. Nu este în interesul nimănui așa ceva să se întâmple pentru noi, din potrivă. Deci noi, având posibilitate 90 de zile pe parcurs a 6 luni, vom putea călători în diferite scopuri. Vizita la familie,
conferință, congrese, oameni de afaceri, jurnaliștii, medicii, studenții, colective artistice, oamenii care pleacă în deplasări, nu vor cheltui bani și timp obținând o viză de intrare pe o perioadă scurtă în Uniunea Europeană. Deci lucrul acesta e o mare realizare pentru noi toți. Eu vreau să vă spun un lucru, că în procesul negocierii acestei decizii, deci eu am fost coordonator național din partea Guvernului Republicii Moldova, au participat peste 60 de instituții, toate ministerele aproape, agențiile, societatea civilă, deci toată lumea a contribuit și Ministerul de Externe a avut un rol coordonator și a negociat din partea Moldovei cu Comisia Europeană și cu alte instituții europene. Cel mai mare susținător al acestui regim fără vize a fost Italia. Deci asta a fost un argument foarte în mâna mea, deoarece țara care găzduiește cea mai importantă, împunătoare comunitate de moldoveni este mulțumită de situația moldovenilor care, deși cu mici probleme, dar în linii mari, sunt considerați o comunitate responsabilă și o comunitate care contribuie la dezvoltarea țării. Deci, vocea Italiei a răsunat foarte tare. Și atunci când unele țări care nu găzduiesc, nu că pe jumătate, dar a fost o țară care în total a găzduit 70 de moldoveni. Din toată istoria modernă a relațiilor între Moldova și țara respectivă și a fost contra, nu din cauza moldovenilor, dar din cauza problemelor interne și fluxului masiv de imigranți din alte părți și din alte zone. Deci nothing personal, cum spuneau, dar a fost împotrivă și Italia care găzduiește, nimeni nu știe câți moldoveni, dar cel puțin oficial peste 200.000, a fost o țară care ne-a susținut foarte mult. Asta este și meritul dumneavoastră. Asta este și calitatea comunităților în toată Italia, de la nord la sud. Și lucrul acesta este înalt apreciat și acasă. Deci, și aici am avut un parteneriat cu Ministerul de Interne italian foarte și foarte important, mai ales cu carabinierii italieni care ne cunosc foarte bine și care chiar prin prezența și prin cursuri de instruire au fost în Moldova, au văzut, au apreciat, au revenit acasă și au informat la nivel guvernamental că noi merităm acest lucru. Al doilea reper important, poate nu cu relevanță imediată pentru dumneavoastră sau pentru cetățenii care locuiesc acasă în Moldova, este semnarea acordului de asociere și prevederilor zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană. Deci, deocamdată, acesta este doar un acord, dar este un acord care după semnarea și pe parcursul implementării va schimba totalmente Republica Moldova. Modul în care va fi dezvoltată, modernizată Republica Moldova va fi cu totul altfel. Deci noi ne aliniem la standardele și normele Uniunii Europene în absolut toate sferele vieții politice, economice, sociale. Deci toate prevederile importante în reforma de justiție, lupta cu corupție, crima organizată, cooperarea politică în domeniul de securitate și apărare, în domeniul politicii externe, domeniile sectoriale, precum transporturile, sănătate, sfera socială, mediul înconjurător, turism, contacte interumane și cel mai important, regim comercial, totul acesta se aliniază la standardele și legislația Uniunii Europene. Nu se va face peste noapte, deci acordul se va implementa mulți ani, deci minimum 10 ani de zile, valabilitatea perioadei de implementare. Și asta a fost important, ca noi să privim o perioadă mai mare, până la 10 ani de zile, pentru zona de comerț liber. Deci nu se va liberaliza piața Republicii Moldova deodată pentru produsele, serviciile și capitalul din Uniunea Europeană. Deci am negociat perioade de tranziție, 10, 7, 5, 3 ani, independență de domeniu, mai ales pentru agricultură, unde, de exemplu, am prevăzut nu că perioada de tranziție mai îndelungată, dar și anumite mecanisme de protecție a diferitor subdomenii din agricultură,
în care trebuie întâi să investim, să le facem mai competitivi și apoi să le liberalizăm. Doar când vom avea așa un sentiment de încredere și o garanție că produsul nostru va fi apreciat și va deveni cu adevărat competitiv. Și aceste domenii sunt câteva care, așa, dumneavoastră, cred că le cunoașteți foarte bine. Domeniul producerii de carne. Deci carne crudă și carne procesată. Noi abia am început să investim în acest sector și e nevoie de mai mulți ani ca să-l facem cu investiții și cu modernizare cu adevărat competitiv. Lactate, tot așa. Deci producția de zahăr și produse din zahăr. Deci mă opresc aici, dar oricum acestea sunt domenii unde Moldova este destul, cu un potențial destul de important și domeniile trebuie protejate și consolidate, noi le vom proteja. Deci nu vor intra producția din Uniunea Europeană pe piața noastră din acestea și un șir de alte domenii pe o perioadă destul de îndelungată până nu ne vom simți că suntem pregătiți pentru aceasta. Deci și tot așa, deci nu credeți în toate miturile și legendele acestea că acordul de asociere ne va distruge ca țară, noi vom pierde suveranitatea, noi vom pierde industrie și agricultură, deoarece produse mai ieftine, nu știu care, vor invada piața Republicii Moldova. Totul este foarte bine gândit în cadrul, în procesul de negocieri. Deci acolo unde suntem tare, deși asta este producția de origine vegetală, nu animalieră, acolo trebuie încă să mai lucrăm, dar vegetală, în interesul nostru este să fie deschisă piața Uniunii Europene de 600 de milioane de consumatori. Și noi, apropo, la expoziția Milano Expo 2015, noi vom avea un pavilion propriu consacrat producției bio, organice și ecologice din Republica Moldova. Vinuri, produse vegetale, legume, fructe, deci tot felul de produse de care cu adevărat putem să ne mântrim și care sunt acum în mare căutare în piața, bănuiesc și italiană și altor state, mai ales din America și din Uniunea Europeană. Deci tot de ce ne bucurăm ca calitate, certificat ca bio-organic, produse alimentare, va fi expus acolo. Și din cât eu știu, noi avem un pavilion cu un plasament foarte avantajos, care va fi vizitat de multă lume și, de Doamne, să încheiem și contracte importante pentru producătorii. Vom avea și un element așa mai cultural, artistic de promovare și, deci, se așteaptă că va fi cu mare succes. Și din start deja vreau să vă privim, să veniți și să faceți reclamă și propagandă pozitivă pavilionului nostru, deoarece suntem moldoveni și în interesul nostru este să atragem interesul oamenilor de afaceri italieni, nu numai din Roma, dar din toate localitățile unde dumneavoastră activați și domiciliați. Mai sunt și informații publicate despre acordul de asociere și despre zona de liber schimb, tot pe site-ul Ministerului, un fel de broșură, un fel de pliant într-un limbaj nu juridic, cum este negociat acordul, dar pe înțelesul oamenilor. Și eu vă îndemn foarte mult. El este publicat pe site-ul ministerului meu într-un format PDF, reader-friendly. Deci, dacă îl scoateți la imprimantă la A4, va fi ca o mică broșură sau ca o mică carte. Și așa foarte bine sunt plasate textele. Deci cei care într-adevăr vor să cunoască, pur și simplu indicați adresa, link-ul și să se imprime că broșurile respective sunt destul de mici. Noi am încercat să le transpunem într-un limbaj pe înțelesul oamenilor și să facem foarte scurte. Tot așa, deci vor fi și informații publicate despre regim liberalizat de vize. Când apar la noi, Dana, pe site-ul Ministerului? Luni cel târziu, dacă noi nu prea putem să le dăm înainte, dar luni, 28, va fi prima zi când intră în vigoare decizia și deci vor fi publicate absolut toate informațiile. Iarăși spuneți colegilor dumneavoastră să deschidă site-ul mfa.gov.md, site-ul ministerului meu, și să citească care sunt condițiile. Deci asta cu acordul de asociere cu zona de liber schimb și eu vreau să vă spun că elementul de comunicare
În general, pe tot ce înseamnă integrarea europeană și dezvoltarea țării, acum devine o prioritate absolută pentru noi. Și vreau să vă spun foarte sincer, a fost foarte greu de negociat aceste texte, aceste acorduri, că aici trebuie să întreb pe toți care, în principiu, trebuie să fie implicați din toată Republica Moldova, inclusiv societatea civilă, sindicatele, patronatele, toate ministerele, toate agențiile, toți experții, oficial, neoficial, de făcut reuniuni la minister zilnic ca să elaborez o poziție pe un sector anume, pe energetică, de exemplu, foarte mult, sau pe aviație, sau pe același turism, sau transporturile și sănătate și așa mai departe, audiovizualul și tot așa. Pe de altă parte, să negociez cu colegii din Uniunea Europeană, care au negociat asemenea texte cu mai multe țări și care sunt experți profesioniști și, evident, promovează poziția și interesul Uniunii Europene. Și am fost atât de mult angajați în acest exercițiu în ultimii 3 ani și jumătate, încât nu prea am povestit oamenilor noștri acasă despre ce este vorba, ce facem. Nu ne părea că toată lumea știe, înțelege și susține. Și la un moment dat, deci noi am depistat că tot ceea ce este foarte clar și bine cunoscut pentru cei de la guvern care negociază, nu este deloc foarte clar și cunoscut pentru oamenii. Când am început să mergem pe la sate, pe la raioane, la universități, la colegii, la întrevederi cu producătorii, cu fermierii, cu studenții, deci am început să primim niște întrebări care denotă bune, cele mai bune intenții, dar lipsa totală de cunoștință și de informații în cauză. Și atunci am început iarăși să rescrim mesajele. Deci să publicăm, textul putea să fie publicat doar după parafare la summitul de la Vilnius. Conform regulii negocierilor internaționale, textele nu se publică până la parafare cel puțin. Și când s-au publicat textele, deja comunitarea a devenit mai ușoară, că oamenii au citit și au înțeles. Dar și noi, nu există nicio sâmbătă, nicio duminică acum ca să nu mergem în 2-3 raioane și să vorbim cu cei pentru care lucrul acesta s-a și făcut, s-a și negociat. Și desigur că există și partea cealaltă care comunică și informează cu totul diferit. Deci nici nu vreau să repet ce minciuni sunt răspândite de la... Dacă intrăm în Uniunea Europeană, nu vom putea îngropa morții deoarece vor fi toți cremați. Asta este regulă în UE. Sau vor fi admise căsătoriile persoanelor de același gen și adopții de copii. Iarăși este o minciună. Deci nimeni nu poate dicta politica statului în sfera respectivă, deoarece și în Uniunea Europeană este prerogativă națională a fiecărui stat. Așa va fi și în Republica Moldova, unde sunt regulile și tradițiile noastre. Ne mai vorbim de toate obiceiurile și tradițiile. Sau dacă roșiile nu vor fi de aceeași mărime și aceeași culoare, nimeni nu le va cumpăra în Uniunea Europeană. Tot nu este adevărat. Deci lucruri care inițial răspândite, pe urmă trebuie să treacă timp să le combați, în loc să vii cu informație veridică din prima sursă. Deci, rugăminte iarăși reiterată, informați și dumneavoastră, deci informați-vă că sunteți europeni, sunteți mai mulți deja, cred că, cetățeni ai Uniunii Europene și povestiți oamenilor care încă nu cunosc sau care aud așa ceva din partea rudilor din Republica Moldova, că implementarea acestor acorduri și acestei politici de integrare europeană este viitorul țării. Țara noastră fiind europeană, oamenii fiind europeni, nu au altă alternativă. Ei trebuie să meargă în Europa, noi trebuie să devenim țara membră a Uniunii Europene cu drepturi depline. Noi nu avem de ales. Noi suntem într-o zonă atât de vulnerabilă, din păcate, mai ales acum. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina, Crimea, Rusia și așa mai departe. Deci trebuie să urmăm exemplul Balticilor, exemplul statelor din Europa Centrală și de Est, Balcanilor de Vest și să ne regăsim acolo unde cu adevărat aparținem. Și deci ultima teză care vreau să discut cu dumneavoastră, deci anul electoral cunoaștem foarte bine. Deci vreau să vă spun că cât mai mult ne apropiem de ziua alegerilor și Parlamentul încă nu a decis, dar toată lumea deja vorbește despre 30 noiembrie în curent, cu atât mai mult se acutizează problema aceasta de alegere a modelului de dezvoltare a țării de mai departe, ori modelul integraționist. Deci noi promovăm integrarea europeană, deoarece suntem europeni,
Deci, Federația Rusă, care este un vecin și un partener foarte important atât pentru noi cât și pentru ceilalți, deci promovează insistent propriul model integraționist în spațiul post-sovietic. Nu face din asta niciun fel de secret. Și modelul promovat de Federația Rusă este Uniunea Euroaziatică și Uniunea Vamală. Deci e cu totul altceva decât zona de liber schimb cu Uniunea Europeană și acordul de asociere. Resursul care se pune la dispoziția promotorilor acestei idei în Republica Moldova este enorm de mare și foarte generos. Eu nu cred că noi vom putea vreodată contrapune, din punct de vedere al fondurilor alocate, persoanelor instruite pentru a promova această idee. Miza noastră este rațiunea și patriotismul moldovenilor care sunt europeni și care vor vota pentru viitoarele generații de cetățenii Republicii Moldova, pe care în mod absolut normal și firesc din punctul meu de vedere, trebuie să-i vadă europeni. Trebuie să-i vadă împreună cu celelalte popoarele europene. Am fost cu Uniunea Sovietică, am fost cu Federația Rusă. Peste 70 de ani dedicați din istoria țării, se știe ce înseamnă asta. Deci, să revii în același format, prin alte metode, să repeți istoria de altă dată, nu mi se pare, nu este chiar foarte logic și nu este în avantajul dezvoltării de mai departe a Republicii Moldova. Alte standarde în supremația legii, în justiție, în asigurarea drepturilor omului, condiții de non-discriminare față de cetățeni, alt model de economie și de dezvoltare comercială și libertățile civice. Uitați-vă ce se întâmplă totuși în Belarus, de exemplu, sau foarte des în Federația Rusă. Deci situația cu opoziția politică și așa mai departe. Pentru noi aceste lucruri sunt aproape deja uitate. Deci noi putem vorbi, noi putem să avem manifestații, mitinguri, demonstrații, mass media în Republica Moldova este atât de liberă. Într-adevăr, cu adevărat ne mândrim cu aceste realizări. Pentru moldovenii acestea cred că nici nu mai sunt deja realizări. Atât de firesc fiecare din noi se simte liber. Liber în gândire, liber în exprimare, liber în opțiunile politice, ideologice și așa mai departe, încât să încerci să iei asta de la noi. Mie mi se pare că lumea se va trezi imediat și doar atunci când ți se ia ceva, începe a prețui. Și asta este, cred că, cea mai mare realizare democratică a Moldovei contemporane și a cetățenilor și a societății. Și, din păcate, alegerile din acest an vor fi nu doar despre politică socială, de pensii, de salarii, de investiții, dar va fi despre opțiunea de mai departe a țării și despre viitorul Republicii Moldova. Sună un pic patetic, știu, dar asta este. Am ajuns în 2014 să înțelegem că acum vom vota pentru viitorul țării. Țara o să meargă sau spre Uniunea Europeană sau în cu totul altă parte. Și lucrul acesta vă rog foarte frumos să explicați oamenilor pe care reprezentați aici în această sală. Deci să facă ei alegerea liberă și independentă, ținându-se cont de identitatea moldovenilor ca un popor eminamente european. Ultimul anunț, deci în luna august, noi vom avea zilele diasporei moldovenești la Chișinău. Dumneavoastră cred că cunoașteți tradițional, prilejuit sărbătorilor naționale, ziua națională, limba noastră. Deci vom avea următorul congres al reprezentanților comunităților moldovenilor din toată lumea, tot la sfârșitul, dacă nu mă înșel, 28-30. Exact, asta va fi săptămâna dedicată activităților cu diaspora. Tot atunci, deci programul, proiectul DOR va aduna copii din partea comunităților, da, pentru odihnă în Republica Moldova. În octombrie va fi organizat un for economic cu participarea comunităților moldovenilor din toată lumea.
și în premieră va fi organizat. Mai mulți moldoveni deja încep a investi în Republica Moldova. Cunoașteți acest program, pare 1 plus 1, da? Pentru fiecare dolar, euro investit, deci guvernul dublează, dar până la 20 de lei. Și asta nu înseamnă, el deja de mult se implementează, da? Și nu înseamnă că trebuie fizic cineva să investească la fața locului. Asta pot face rudele dumneavoastră care se află acasă în Moldova și așa mai departe. Deci, mai sunt proiecte pe care le lansăm acum, mai destinate mai ales muncitorilor migranți moldoveni care sunt întorși acum mai mult și mai mult din Federația Rusă. Și încercăm să le implementăm la fel. Vom organiza o mare conferință investițională pe 12 iunie în Republica Moldova cu participarea președintelui Comisiei Europene, domnul Barroso. Vreau să mă opresc aici, deci mai degrabă răspund la întrebările dumneavoastră. Colegii mei de asemenea sunt aici pentru a mă completa. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Mulțumesc!